2 metri, pentru că suntem 2. Aici cu metri e mai complicat puțin, dar e mai complicat poate din cauza noastră. Argumentul pe care ni l-am căutat la început a fost să fie ceva foarte scurt și cuprinzător. Iar fiind într-o perioadă în care experimentam foarte mult, probabil că simțeam nevoia ca cineva să fie alături de noi și din meta. Asta ni s-a părut cel mai interesant, că înțelesul de alături de noi și probabil că simțeam noi nevoia să fie totuși cineva alături de noi. Când povestea cu meta, e adevărat, te trimite la niciodată singur. Dar și noi am încercat pe parcursul nostru artistic, să zic așa, să fim foarte consecvenți cu ideea asta de a face un discurs care trimite la alte discursuri, o imagine care trimite întotdeauna la alte imagini, pentru că întotdeauna ești într-un context, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că întotdeauna există în spate o cortină de sens și nu poți face abstracție de ea. Am dat împreună, venind din direcții diferite la arte, la LMZA, pe Liceul de Muzică și Arte din Galați. Eu atunci făceam și am făcut multă vreme sculptură și acum mai fac sculptură din când în când. Madi făcea mai ales pictură, dar Madi cu o problemă acum era că era bună la toate. Și ea a fost, fiind premiant întâi, iar eu eram cel care era scos la careu în fiecare săptămână. Cum se dau porecle în liceu, eram doamna și vagabondul pe vremea aia. Noi suntem un cuplu polemic, chiar din liceu am fost și ne-am păstrat până acum, deci tot timpul suntem puțin pe, e mult spus pe contra, dar pe polemică, deci și pe polemică constructivă, în schimb. Eu am terminat artele, Madi a terminat filologia, urmând, era pe vremea Lucea, urmând ca a doua facultate să fie pictura. Însă a avut marele ghinion ca în anul 4 de facultate să Ceaușescu să dea acea lege că nu mai e voie să faci a doua facultate. Și nu mai puteai să faci a doua facultate la stat, bine, atunci nu erau decât la stat. Ei, și ea mai lucra pictură, scria, eu făceam sculptură, 99% deci sculptură, deci am început cu pictura, dar a fost o perioadă în care am lucrat doar sculptură. Dar noi discutam tot timpul despre ce lucra ea, despre ce lucram eu, eram într-un permanent dialog, eram de acord sau nu eram de acord, dar discutam în permanență. Ca târziu, foarte târziu, să ne dăm seama că, de fapt, foarte multe lucruri le făceam împreună. Deși le semnam individual și lucram individual, dar, de fapt, le gândeam împreună, ca și concept, ca și atât de mult discutam, încât nu mai dai seama cui este, de fapt, lucrarea. Și, practic, așa s-a născut grupul 2 metri. Nu, e aiurea, deci e un lucru fără sens. Hai să facem un grup artistic să fim împreună, dacă tot n-ar vreo să semnăm lucruri separat, dacă noi le construim împreună. Fundația a fost o nevoie după Revoluție, probabil că, în primul rând, mai ales a mea. Nu știu de ce a fost mai ales a mea. Am apucat să merg afară. Până în Revoluție n-am fost afară. Era povestea aia, că toată lumea se minuna că ești român, că știi să vorbești, că nu te dai jos din copaci. A fost o perioadă ciudată după Revoluție și am simțit nevoia să aduc oamenii aici. Deci asta a fost oamenii, artiștii. Erau dorința de a, ca artiștii să meargă afară, dar era și nevoia de a aduce oamenii să le arăți că ești totuși nu numai bananier, nu sunt, adică sunt oameni normali care au avut ghinionul să aibă un moment istoric idiot, pentru că era efectiv, pentru mine a fost foarte puternică presiunea în perceperea care era despre fenomenul estic, fenomenul cultural. Erau într-adevăr oameni inteligenți care știau despre ce e vorba, dar 90% aveau un zid la fel de mare cum era zidul Berlinului de partea asta altă. Și probabil că a fost nevoia de a fi alături de ei și probabil că din cauza asta s-a născut și prin Meta. Și Meta a fost probabil că grupul 2 Meta s-a coagulat ca și grup după fundație. Deci prima dată a fost Meta.
Unde am început, probabil că este și povestea că la o anumită vârstă bărbații mai ales simt nevoia să se implice ori politic, ori social, simt nevoia să facă lucruri către comunitate. Și am avut norocul că Madi a fost de la început alături de, apropo tot de Meta. Și am început să construim împreună această ciudățenie pe care am avut-o de a mă implica în social. Iar povestea cu fundația, probabil că s-ar fi dezvoltat și mai mult, însă la noi fundația a fost, face parte din acea nevoie care s-a regăsit în toată Europa de Est, nevoia artiștilor de a se implica în social. E o perioadă în care artiștii erau și galeriști și lucrurile s-au mai liniștit. Acum au început profesioniștii galeriștii să fie galeriști, au început lucrurile să se așeze. De fapt e cam pretențios spus fundație. Pentru că asta vreau să spun, pentru că fundație puțin nu puteai să-i spui altfel, nu puteai să faci altfel ca să fie ca formă juridică, trebuia să-i spui cumva. Însă fundații de la început știam, adică multe lucruri pe care le-am făcut, inclusiv lucrări, noi stăm și de multe ori ne pufnește râsul când le enunțăm. Așa și povestea cu fundația, pentru că nu aveam în spate o structură financiară, nu aveam, dar era nevoie ca să poți să faci o aplicație la AFCN sau ceva, era de o formă juridică. Deci cam asta e povestea cu fundația și să nu o hiperbolizăm. Acum e adevărat că s-a dezvoltat foarte mult să fac dicționare, să fac enciclopedii. Adică e o activitate foarte mare, de aia s-a și lărgit foarte mult. De la acel gând timid, îmbrățișat de cei doi Meta, acum e o structură nu foarte mare numerică, dar toată familia practic este implicată ca timp de muncă, ca dăruire într-un proiect cultural. Deci Eva face Eva Pervolovici face cine rezidența. Eu practic nu mă mai ocup de fundații, se ocupă Radu Pervolovici, care el este directorul fundației. Mai avem în echipă câțiva oameni și tot timpul am avut foarte, foarte bun. Dar acum avem noroc în ultimii ani de zile de un partener foarte extraordinar, care este Andreea Drăghicescu, cu care reușim să construim. Deci totuși suntem o organizație mică, ne adaptăm după finanțări, care sunt cum sunt și nu vreau să mă plâng mai mult decât e cazul acum. Și am avut întotdeauna noroc de prieteni și de colaboratori foarte buni. De asta am și reușit să facem ceva. Și am început un dicționar de sculptură, un secol de sculptură românească, cu o echipă de critici pe care îi cunoșteam eu atunci, cu Alexandra Titu, cu Ioana Vlasiu, cu Mihuț. Un dicționar pe suport pe hârtie. După mulți ani, noi n-am reușit să deferăm să facem de la A la B. După mulți ani, când Radu Pervolovici, deși el lucra de mic cu noi, a fost suficient de mare să-și ia în propriile mâini povestea, mi-a propus și a și făcut, că el a realizat și a și terminat dicționarul de sculptură în format electronic. Această enciclopedie, de fapt, e una dintre cele mai complete lucrări pe sculptură de la noi. Deci a reușit să facă un lucru extraordinar de bun și să dezvolte un gând, să-l dezvolte pe o direcție foarte bună. După aia, probabil că el fiind terminând arhitectura urbanism, eu am vrut să fac al doilea volum, să fie cu experimentul și după aia să facem și pictura. El a spus, nu, facem întâi cu arhitectura. Deci probabil că același imbolt care m-a împins pe mine să fac cu sculptura, sau ne-a imboldat pe noi să facem pe arte vizuală, pe el l-a împins să facă cu arhitectura și e acum pe terminate, probabil că în 2 sau 3 ani o să termină o enciclopedie de arhitectură, tot așa, un secol de arhitectură românească. Cu Bienala, noi am făcut Bienala Tinerilor Artiști, n-am mai putut să continuăm pentru că finanțările au fost din ce în ce mai slabe, deci am avut la început suportul Pactului de Stabilitate, deci prin Goethe Institut. Și după ce am intrat în Uniunea Europeană, n-au mai fost finanțări de acolo și de la noi nu s-au mai strâns bani, deci n-am putut să continuăm. E un proiect care nu este mort, Radu vrea să-l continue, dar e o mare problemă cu finanțarea. Acum nu se mai pot face evenimente cum se puteau face acum 15 ani. Noi veneam totuși dintr-o lume în care munca patriotică era
aproape firească, vorbeai cu artiștii, invitai, nici nu trebuia să le dai mare lucru, pentru că așa eram noi educați, cu muncă patriotică. Tânăra generație este mult mai altfel, mai bine direcționată în realitate, iar asta, povestea asta cu munca patriotică, trebuie foarte bine cântărită și nu mai poți să te duci să spui hai vino pentru să facem împreună pentru cultura românească. Nu sunt lipsiți de generozitate, deci nu asta vreau să scot, dar sunt mult mai pragmatic. Adică, și poate că e foarte bine. Nu, e normal. De ce ei sunt normal? Noi nu suntem anormali. Meta Realia este o expoziție de pictură. Nu este atât o expoziție de experiment, așa cum sunt proiectele descrise în volumul cu același titlu, nu? Meta Realia, pe care l-am scos anul trecut și care avea ca subtitlu un discurs metavizual. Acolo am încercat să prindem proiectele noastre, ca să zic așa, mai de experiment, cele care au precedat povestea cu pictura. Dar pictura este și ea inclusă, ca să zic așa, în același proiect Metarealia, în sensul că nu veți găsi o pictură, e cum să spun, prinsă într-un pitoresc de sens sau tot consecvent, să zic, cu ce povestea Romelo, cu povestea cu Meta, sunt imagini care trimit la alte imagini, iar în spatele acestui joc întotdeauna se va găsi o altă poveste care la rândul ei trimite ca Borges la o altă poveste. Metarealia, ne-am gândit la titlul acesta reluând o celebră dispută din scolastică: universalia sunt realia sau universalia sunt nomina. Este o dispută reluată destul de mult în secolul 20, în secolul 21, dacă ne amintim că Umberto Eco însuși și numele Trandafirului reia povestea asta. Deci adică, nu este un lucru încheiat. Iar realia, de ce am spus noi meta-realia, este, am gândit că facem un... nu delimităm realia de nomina, ci parcursul este oarecum la mijloc, se întretaie, se desparte, pentru că aceste universalia, nu, ne-au dus întotdeauna cu gândul la concept. Și nu, de fapt asta este, conceptele sunt prinse într-o realitate sau ele se păstrează la nivelul de nume, doar enunțiativ, nu doar la nivelul de discurs. Și tot ce s-a întâmplat în conceptual, nu, când arta devenise frumoasa fără corp, nu s-a dematerializat complet, gândindu-ne la zona asta conceptuală, acum se revine într-un fel, nu? Frumoasa își recapătă corpul, iar postconceptualul, cred că, de fapt asta am și încercat, să ne păstrăm într-o zonă palpabilă, de materialitate. Și chiar dacă imaginile noastre trimit întotdeauna la alte imagini, nu există o componentă meta a acestei povești aflate în spate, pictura rămâne ca tare pictură, dar cu nuanța că este o pictură care a trecut peste o epocă în care, de fapt, a fost și conceptuală, și pop, și minimalistă, și... S-a simțit și bine și a și suferit în același timp. S-a și suferit și mai vreau să spun ceva. Povestea din spatele imaginii, că e adevărat că ăsta poate fi o paradigmă, un discurs, nu? Dar există și celălalt, contradiscursul, contraparadigma. Nu se află nimic, de fapt, în spatele imaginii, și că pictura este, de fapt, o suprafață și ceea ce
se vede ceea ce este. Asta a și fost, și clenciul, jocul cel mai mare. Dar trimiterea așa, la o primă citire, cum sunt Nuferii Lumadi, deci Nuferii e clar că se duce în impresionism, direct în impresionism, luând de acolo tot ce însemna culoare, savoare, pitoresc și păstrând doar acești nuferi uscați, acești nuferi care și-au pierdut, deci au trecut, au suferit un secol prin căutări artistice, așa, nu știu unde au ajuns, dar așa cum și în pictura pe care o fac și probabil dacă o să mai pictez, o să mai păstrez un pic direcția asta, că îmi place foarte mult jocul cu trimiterea într-o zonă folclorică de unde iau elemente și le colez, deci colez realități chiar mai multe, pentru că odată sunt realitățile directe, o realitate asta folclorică și o realitate concretă, dar sunt și realități artistice, care perioade artistice pe care încerc să le prind acolo, un anumit tip de realism, un anumit tip de impresionism, un anumit tip de post-impresionism și încerc să le corez într-o imagine foarte simplă, coerentă, care probabil nu este decât un suport, o suprafață și restul sunt doar căutările noastre, căutările mele, încercările de a mă justifica față de mine și de conștiința mea. Spuneam că am fost mereu pasionați de avangarde, de fapt, și ceea ce ele nu numai că au fost, dar ceea ce au generat. Și chiar ne amuzam acum spunând că realismul, nu întoarcerea la realitate, este de fapt o formă de avangardă. Este asta pe de o parte, iar pe de altă parte preocuparea artistului, adică preocuparea lui Romeo pentru o zonă de etnografic, este tot o formă de avangardă, pentru că tot postconceptualul, nu? El însuși fiind o dezvoltare târzie a avangardei, generează acum tocmai această reîntoarcere la realism, la realitate. Noi am avut chiar un proiect legat de realism after realism acum câțiva ani și chiar ne jucam cu cele două forme de realism, adică realismul socialist pe care l-am trăit din plin și ce se întâmplă acum, realismul din pictura contemporană. Și chiar ne amuzam atunci că ne-am amintit spusele unui marxist. Spunea foarte frumos că un eveniment major în istorie se întâmplă de fapt de două ori, prima dată sub formă de tragedie, iar a doua oară sub formă de farsă. Iar aplicat la realismul ăsta after realism, nu, pe care noi l-am dezvoltat acum câțiva ani, era clar că prima dată realismul sub formă de tragedie, clar realismul socialist prin excesul de ideologic a avut acest supraplus tragic, iar acum reluând ca tehnică, ca modalitate de, chiar și ca modalitate de a pune problema până în anumit punct, reluând realismul ăsta socialist, el scapă de componenta tragică și se întoarce spre farsă. Și te poți devarasa de el, deci vii cu o istorie. Singura treabă că, uite, am avut șansa, adică am avut ocazia să fim citiți pe zona cu pictură. Noi am fost, de fapt, invitați, am primit o invitație de a expune la MNAC. Pe vechea poveste cu MNAC-ul, nu mă gândeam niciodată că o să expun la MNAC. Nu mi se părea interesant. Mai ce se întâmplă în ultima vreme, inclusiv acest library de jos, biblioteca care se face, nu știu, e mai dătătoare de speranțe. Și acum câțiva ani de zile a venit în atelier colegul nostru artist și ne-a făcut o invitație de Dan Călinda. Ne-a făcut o invitație să facem o expoziție la MNAC. Noi care eram total decuplați de povestea, și eram decuplați de a expune. Deci mi s-a părut că cel mai important lucru este să-ți faci povestea și restul se ocupă alții dacă merită. Dacă nu merită, asta este. Am mai pierdut o șansă.
Și răspunsul a fost în spiritul nostru. Am spus că bine, deci nu prea ne interesează. Deci e, mulțumim, dar... Și la care replica lui a fost foarte acidă. Prietenască acidă. A spus, dar ce, ți-e frică să te confrunți? A știut ce să-ți formuleze și a spus, e bine, în cazul ăsta o să facem aplicații și vedem. Dacă așa se pune problema, expune. Dar când a făcut această invitație și când am acceptat să facem aplicații, eram sigur că o să expunem din ce făceam noi înainte. Deci chiar nici nu-mi imaginăm că o să expunem numai pictură. Vedeam că pictura o să țesem, exact cum sunt țesăturile din pictură, o să țesem printre lucrările noastre conceptuale. Și tot așa, că practic această expoziție aparține în mare procent lui Călin Dan. Avem curatorul cu care s-a lucrat și care, dar și el are are o contribuție majoră, în sensul că de la început a urmărit un fir. Eu nu mi-am dat seama inițial. Deci nu a fost interesat să prezinte ceva în muzeu, ceva ce deja se știa, ce lumea știa. Și a spus, eu sunt foarte interesat să vă prezint pe voi cu pictură. Cred că e o surpriză atât de mare și eu am spus, știu, dar avem atâtea filme pe care lumea nu le știe, am expus mai mult în străinătate decât aici, dar ar fi interesant. Ți-e rușine cu pictura? Deci tot timpul a avut, fiind într-o relație de bună... S-a gândit probabil că pictorul este un artist al lumii trecătoare. Probabil. Și sigură. Când mi-am dat seama că de fapt intru într-o polemică pe care nu pot să o controlez, am spus ok, merg până la început, fac pasul înapoi. Chiar și când s-au ales lucrările alături tot așa de curator, de Raluca Doroftei a fost curatorul nostru, când s-au ales lucrările, au fost lucrări care multe au fost date la o parte și eu le vroiam în expoziții de ale mele. La mai de lucruri au fost mai clare, dar la mine au fost lucrări pe care le vroiam în expoziție. Și el și-a ales anumite lucrări. Tot așa, am făcut un pas înapoi, ca după aceea să-mi dau seama că e o șansă extraordinară ca tu să lucrezi exact ce mi-am vrut întotdeauna, să nu fiu interesat de a expune, că n-am fost niciodată interesat cu disperare de a expune, și să ai șansa ca un om inteligent să poată să-ți aranjeze expoziția așa cum o gândește și tu să faci pasul înapoi și să te minunezi dacă e bine sau rău. Exact ce discutam înainte despre faptul că artiștii vor ei să creeze o imagine. Nu, dacă ai posibilitatea ca cineva inteligent să-ți facă povestea, e mai bine să stai, pentru că îți dă o citire și ai și tu foarte multe surprize. Da, apropo de surprize, o surpriză pentru noi a fost felul în care Eva face un film despre pictura noastră, se va numi... O seară în atelierul părinților, cred. Sau prima dată a fost un proiect Tablourile părinților mei, acum o seară în atelierul părinților. Se lucrează în progres. Iar felul în care prezintă pictura noastră a fost o surpriză pentru noi. Și probabil că va fi... Și încă mai este, nu și-a terminat montajul și chiar și polemică, chiar la un moment dat, eu dacă ar fi fost să intervin, poate că n-aș fi fost de acord cu anumite lucruri. Și mai bine că nu. Dar n-am intervenit absolut pe aceeași și rezultatul final este ciudat. Dar nu l-am văzut încă rezultatul. Rezultatul final. Ce l-am văzut până acum, un rezultat montajul. Parțial final, montajul. Și mi se pare foarte interesant, adică până la urmă, chiar dacă tu nu ești de acord că mă prezintă în papuci și în halat și într-un atelier și într-o imagine din asta, intimistă. Dar e intimistă, dar în schimb creează niște personaje foarte vii.